De la începutul anului 2014, oamenii legii s-au confruntat cu sute de cazuri de fapte antisociale. Cele mai multe sesizări s-au înregistrat pe linia furturilor din locuințe și din autoturisme. Acțiunile se mențin la același nivel ca în perioada similară din anul trecut, dar constatăm o creștere a infracțiunilor de furturi din locuințe și din autoturisme. Este vorba în special de casele situate la extremitatea estică a cartierului Poligonul Viilor. Cea mai constantă problemă a poliției vizează minorii care au ajuns să fie băgați la înaintare pentru că nu răspund încă în fața legii. Trebuie remarcat de asemenea că se constată o creștere a infracționalității juvenile, în special infractorii care nu răspund penal. Minori. 12-14 ani. Vârsta a crescut chiar până la 10 ani. Oamenii legii au în derulare diverse programe care să ajute la scăderea fenomenului infracțional.